Să ne aflăm la creșa numărul 13 din municipiul Târgoviște. Este vorba de o investiție pe care administrația locală târgovișteană o derulează prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Un program care municipiului Târgoviște i-a adus foarte multe bani pe zona de investiții publice. Este o investiție de natură să contribuie la schimbarea într-o măsură semnificativă a ofertei pe care această unitate de învățământ antepreșcolar o avea, pentru că noul imobil care se construiește, iată, depășește cu mult suprafața imobilului existent aici, care reprezenta până acum creșa numărul 13. În afara acestei extinderi, care vedeți că arată foarte bine și este într-un stadiu de execuție de aproape 70%, observați că în acest moment se lucrează la fațade, s-a lucrat și în interior, și la instalații și așa mai departe. La tâmplăria este pusă într-o proporție semnificativă. Deci, spuneam, în afară de corpul de lucrările la acest corp, se reabilitează integral și imobilul vechi, astfel încât să putem până la începutul verii să finalizăm și acest obiectiv de investiții. Într-un stadiu similar se află și creșa numărul 14. De asemenea, și acel obiectiv de investiții sperăm să-l putem finaliza până la începutul sau la începutul verii. În orice caz, din toamnă, cu siguranță aceste două investiții vor fi redate circuitului educațional în condiții foarte, foarte bune. De asemenea, vreau să precizez că se mai lucrează în aceste zile la toate celelalte proiecte pe care le avem în derulare. La toate ritmul este unul susținut. Se lucrează la baza sportivă la Colegiul Național Constantin Carabela, se lucrează la școala Mihai Viteazu, se lucrează la școala Matei Basarab. De asemenea, se lucrează pe toate investițiile pe care administrația publică locală târgovișteană le derulează, având în vedere că vremea este una care ne permite derularea acestor lucrări, care de regulă nu se realizau în acest sezon mai rece, dar, repet, temperaturile ne permit să derulăm aceste lucrări și să devansăm destul de mult termenul contractual. Spre exemplu, atât la creșa numărul 13, cât și la creșa numărul 14, termenul contractual va fi diminuat cu peste 6 luni. Din câte știu aici, predarea amplasamentului s-a făcut undeva în luna februarie anul trecut. Suntem la un an și un pic. Termenul inițial de execuție era 24 de luni. Deci putem să spunem că avem o devansare a termenului de execuție cu cel puțin 6 luni. Atât pe ceea ce înseamnă infrastructura educațională a municipiului Târgoviște. Repet, se lucrează pe toate șantierele și cu siguranță toamna anului viitor va găsi educația târgovișteană în mai multe imobile noi, cu dotări deosebite și, cel mai important, pe baza unor fonduri atrase. Cele mai multe fonduri vizează bani de la Uniunea Europeană, dar și bani prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Suntem aici în vecinătatea școlii numărul 6, Dr. Vadim Mirescu, și această unitate de învățământ urmează să intre în reabilitare în vară. Suntem în momentul de față în evaluare la ceea ce înseamnă cererea de finanțare pentru acest proiect. S-a trecut de prima etapă. Sper să reușim să semnăm cât mai repede contractul de finanțare și prin aceasta să avem cea de-a treia școală gimnazială din municipiul Târgoviște, care să beneficieze de lucrări de o valoare de aproximativ 20 de milioane de lei, lucrări de natură să schimbe total infrastructura acestor școli. Ce aș mai vrea să mai adaug în momentul de față, se lucrează și pe șoseaua de centură a
municipiului Târgoviște. Așa cum am precizat în numeroase rânduri, în această vară va fi turnat asfaltul pe tot ceea ce înseamnă centura municipiului Târgoviște, iar până la finalul anului vom avea gata inclusiv podurile și pasajele rutiere. O altă problemă pe care municipalitatea târgovișteană este pe cale să o rezolve, vizează și zona parcărilor. Știți că în urmă cu aproximativ 3 luni discutam despre posibilitatea ca administrația locală târgovișteană să preia teren de la UPET și să realizeze acolo niște investiții publice. Ei bine, am discutat deja cu colegii mei zilele acestea, am stabilit deja un cular de expropriere pe ceea ce înseamnă parte din terenul fostului UPET, undeva la aproximativ 18.000 de metri pătrați, unde vom avea și zona de acces cu drum dinspre Stancu Ion și cu ieșire către bulevardul Ice Brătianu, pe de o parte, și în fața restaurantului, nu o să-i spun numele ca să nu-i fac, ca să nu-i fostului cantur, da? Deci se va ieși în două zone, se va intra pe lângă parcarea Kaufland, în momentul care există în momentul de față, și vom realiza acolo o parcare. Eu sper să fie, și sunt convins că va fi o parcare undeva la 1000 de locuri, da? Și ne mai gândim ce investiții conexe putem să realizăm în acea zonă. În orice caz, dacă nu în ședința de Consiliu Local din această lună, în ședința de Consiliu Local de luna viitoare, cu siguranță vom avea pe ordinea de zi a Consiliului Local declanșarea procedurii de expropiere, astfel încât într-un an jumătate municipiul Târgoviște, maxim 2, municipiul Târgoviște să poată să beneficieze de o parcare. Vom vedea dacă va fi numai la sol sau va fi și o parcare subterană sau suplaterană. Vom vedea în funcție de soluțiile pe care le vom găsi și ne vor fi date de către proiectant, cum vom realiza concret acea parcare. În orice caz, demarăm procedurile de expropriere pe modelul pe care l-am avut și pentru strada Negoi-Basara, că și acolo avem o procedură de expropriere. De asemenea, problema parcărilor din zona centrală a municipiului Târgoviște este abordată și de o altă manieră, în sensul că prin proiectul care vizează modernizarea transportului public din municipiul Târgoviște, vom încuraja foarte mult utilizarea mijloacelor de transport, pentru că vom avea mijloace de transport foarte moderne, la cel mai înalt nivel, dacă ne referim la standardul de calitate. Este vorba de Mercedes-Benz Citaro Hybrid, autobuzul anului 2019 în Europa, și cred că putem să încercăm să utilizăm mai mult transportul în comun, repet, în niște condiții foarte, foarte bune, astfel încât zona centrală a municipiului Târgoviște, care într-adevăr este o zonă destul de aglomerată și cu probleme, încep să fie probleme din ce în ce mai mari pe zona de parcări, să poată să respire. Sunt și în momentul de față probleme generate și de multitudinea de investiții pe care noi le desfășurăm în zona centrală, cu Piața Tricolorului, Parcul Mitropoliei, Piața Revoluției, toate acestea îngreunând într-o anumită măsură traficul în această zonă. Deci eu cred că această chestiune a parcărilor va fi rezolvată beneficiind